Naturopatia nu este o medicină nouă, ea există încă din antichitate, de pe timpul medicinei ayurvedice și își are rădăcinile de pe vremea lui Hipocrate, medic și părintele medicinei, care folosea dietetica asociată cu cele patru elemente din natură, aerul, apa, focul și pământul, și teoria celor patru umori, sângele, limfa, bila neagră și bila galbenă, din care este format corpul uman. Cuvântul naturopatie a fost inventat de către John Shell în 1895 și provine din două cuvinte englezești, natur și pat, care împreunate dau calea naturii. Aceasta însemnând că fiecare dintre noi putem să ne păstrăm sănătatea dacă respectăm calea pe care ne arată natura. Naturopatia modernă a fost adusă de către un doctor emigrant german numit Benedict Lust în 1902 la New York, anul în care a inaugurat prima școală de naturopatie din lume. În România, Ministerul Sănătății recunoaște naturopatia ca fiind o terapie alternativă, iar cei care doresc să practice această specialitate au nevoie de o pregătire specifică pentru a obține o autorizație de liberă practică eliberată de Ministerul Sănătății. Doamnelor, domnilor, bună seara! Mă bucur nespus de mult că începem acest sezon împreună. Sper că sunteți sănătoși, sunteți bine. Emisiunea Rețeta Compensată continuă, așa cum v-am obișnuit de-a lungul acestor ani. Invitații mei, medici, farmaciști, specialiști în domeniu, ne vor ajuta și în acest sezon să ne identificăm problemele de sănătate și totodată vor veni cu recomandări și sfaturi care, în mod sigur, ne vor prinde bine la un moment dat. Așadar, de astăzi pornim din nou la drum. Deschide seria emisiunilor din acest sezon un om foarte drag mie, Anca Yenin, farmacist naturopat și consultant în nutriție și sănătate holistică. Pe Anca ați mai văzut-o la mine, dar acum, așa cum spuneam, începem sezonul chiar cu Anca. Te îmbrățișez. Îți mulțumesc pentru invitație și eu te îmbrățișez. Cu mare drag, cu mare drag, și îți mulțumesc că ai acceptat. Gata vacanța. Cu bucurie. Așa? Cu bucurie, gata vacanța. Ne-am întors și noi cu bateriile încărcate și deja programul e super plin de tot felul de activități. Pentru cine nu știe sau nu o cunoaște pe Anca, trebuie să vă spun că Anca, împreună cu soțul ei Adrian, ambii farmaciști naturopați și fondatori a unui concept deja bine cunoscut în Timișoara și nu numai, au transformat pasiunea pentru alimentație, stil de viață sănătos și tratamente naturale într-un mod de trai, un mod dedicat sănătății depline. De unde ți-a venit ideea atunci când ai pornit acest concept? De la propria experiență. Am avut eu multe kilograme, am început să schimb treptat, am început să descoper cumva o altă lume pe partea asta de sănătate, eu fiind formată în sistemul clasic ca și farmacist. Și mi-am dat seama că încep să am mult mai multă energie, că vitalitatea mea e cu totul diferită. Apoi, decizia care cumva, ceea ce m-a făcut să iau la modul real decizia de a schimba oarecum drumul, a fost situația cu Adrian, cu soțul meu, care și el tot farmacist, care el avea tensiunea constant la limită, el fiind un sportiv de performanță. Și după ce ne-am schimbat ambii stilul de viață, la vreo 2-3 luni, tensiunea lui se normalizase și atunci în mintea noastră de farmaciști se pusese un mare semn de întrebare. Oare chiar ar putea alimentația să impacteze la modul real cât să se modifice și să se normalizeze o ușoară hipertensiune? Și ne-am pus, am cercetat amândoi pentru că parcă nu ne venea să credem. Noi în cadrul facultății de farmacie am învățat boală, medicamente, formule chimice, tot ce înseamnă medicație, dar pe partea de prevenție n-am învățat decât extrem de puțin și ni s-a spus destul de clar că o hipertensiune sau un diabet, odată diagnosticat cu ele, toată viața vei rămâne pe tratament. Și după ce ne-am dat seama că e ceva în direcția asta, ne-am dorit să aflăm și mai multe și ne-am pus amândoi și am cercetat și ne-am dat seama că la nivel mondial sunt clinici care și e o adevărată știință în spate că prevenția are un rol fantastic, mai ales când vorbim de boli în fază incipientă. Care e diferența totuși dintre un farmacist, că ești la bază farmacist, și un farmacist naturopat, practic? Acum de medicamente nu se mai pune vorba.
Ba se poate pune vorba în anumite situații. Depinde de ce bolnav vorbim, de ce caz, pentru că naturopatia merge mână în mână cu alopatia. Asta în multe cazuri. Atunci e bine. În multe cazuri. Că... Vorbim doar de naturopatie când e problema nu e cronică, când sunt faze incipiente, atunci putem vorbi doar de naturopatie, dar când lucrurile sunt mult mai complicate, atunci obligatoriu trebuie să mergem mână în mână cu alopatia. Dacă din nefericire sunt persoane care renunță cu totul la medicația alopată, trec pe medicația naturistă și eu întotdeauna am susținut că trebuie să fie o legătură între cele două, ca și între medicina tradițională, nu? Că acum și complementară, că tot mai mult văd că medicii alopați se îndreaptă spre aceste medicini, să zicem, spre aceste specialități și terapii complementare. Tu cum colaborezi cu medicii alopați? Sunt câțiva medici cu care colaborăm și cu care sunt deschiși și acolo unde ei își dau seama că nu e o vorbă, cum ai spus și tu, adică nu e termenul de naturist. Naturopatia e mai mult decât un naturist, pur și simplu. Și în România, din păcate, e și termenul acesta de naturist mult prea pus într-o lumină nu foarte pozitivă, pentru că ajung să fie produse naturale, naturiste, să fie recomandate de persoane care nu sunt specialiste, adică nu înțeleg o patologie, o fiziopatologie, o anatomie a corpului și atunci lucrurile sunt foarte superficiale și poți da greș foarte ușor cu un produs. Da, și uite, mai e o diferență între naturist și bio. Acum le găsești pe rafturile supermarketurilor, bineînțeles că nu 100% sunt toate bio sau naturiste și atunci riști să cazi într-o capcană cumpărând astfel de produse, tu considerând că de fapt tu ai mâncat bio sau ai mâncat natural. Da, nu e calea doar bio, poate să fie de multe ori și nociv. Adică ești atent la și citești eticheta și înțelegi niște aditivi care sunt trecuți acolo, inclusiv pe partea asta de produse bio, sunt multe produse bio care nu sunt corecte, dar în același timp anumite produse care sunt, cum vorbim, de o roșie, nu știu, care crește în grădina unui țăran român, nu e încadrată la bio, dar e mult mai nutritivă decât una bio dintr-un supermarket. Fără discuție. Acum cu bio și cu grădinile de acasă și acolo am mici rezerve pentru că mă gândesc la ploile care sunt acide de multe ori. Am o cunoștință care lucrează în Germania și acolo sunt câmpuri pline culturi de tot felul de plante care sunt extrem de bine îngrijite și chiar sunt acoperite cu nu știu ce folie asta în momentul în care cade ploaia să nu fie acidă, să nu le strice. Deci eu cred că e o adevărată industrie și treaba asta. Îți urmăresc cu plăcere blogul, să știi. Și acolo am găsit o serie de articole scrise de voi, de tine și de Adi, și care mi-au plăcut. Sunt articole documentate dintre cele mai recente studii din domeniu, din experiența voastră pe care ați trăit-o chiar direct cu pacienții. Aș vrea să ne oprim pentru început la un articol în care spuneai că dacă ai cumva mai multe opțiuni, de fapt ai mai multă putere. Ți-aduce aminte articolul respectiv? Da. Ce ai vrut să spui cu asta? La ce te-ai referit? Dacă ai mai multe opțiuni, ai mai multă putere. Depinde. Adică depinde de ce, numai dacă îmi dai un pic de cadru ca să ajung acolo, să-mi dai cadru. Da, sunt foarte multe articole pe care le-ai scris. Uite, eu vorbesc de exemplu, că acest lucru se poate aplica în orice domeniu când vine vorba de o sănătate, da? Și o greutate optimă și o stare perfectă. Pe cât de strict ar trebui să fie alimentația unui bolnav care, să zicem, ia mai multe antibiotice sau acolo tu ai scris foarte multe lucruri. Până la antibiotice mă opresc la greutate, că acum venind din concediu și acest concept de all-inclusive, nu știu dacă e atât de sănătos și de bun, și multe lume vine cu câteva kilograme în plus. E indicat ca să luăm bilete la all-inclusive sau să mergem normal?
dacă îmi permiți, o să-ți povestesc experiența pe care noi am avut-o vara aceasta. Cu lupul alb? Și cu lupul alb și cu lupul negru, dar da. Am avut un concediu cu copiii într-un all inclusiv, tocmai pentru a nu fi ei tentat și să fie mult mai simplu ca să găsim ceva care să, cât să mănânce și ei. A fost un dezastru, pentru că fiind atât de multe opțiuni, da, bineînțeles că își doreau chestiile pe care lupul negru le spunea în căpșorul lor. Indiferent cât încercam să explic că, uite, ok, mănânci acum cartoful ăsta prăjit, dar nu putem și seara să mâncăm același cartof prăjit. Și în mintea lor, mai ales în mintea celui mic care are abia 4 ani, raționalul nu funcționează. Adică el merge după instinct că e bun și că arată bine. Și am spus gata, chiar dacă și pentru mine și pentru Adi a fost un concediu fantastic pentru noi, pentru că am avut multe opțiuni la partea de salate și pește la grătar și fructe de mare, adică pentru noi a fost ok, dar pentru copii n-a fost deloc și atunci am zis gata, stop, ăsta va fi ultimul concediu la all inclusive, pentru că tentația e mult mai mare. Uh-huh. Și atunci automat mi-am dat seama că pentru mine, care odată că știu multe chestii pe partea asta de stil de viață, e un consum de energie mult mai mare. Că le tot vezi și plus că eram în continuu după copii, nu aia, până la un moment dat în care am zis, gata, m-am potolit, îi las să mănânce ce doresc, dar când ne ducem acasă, facem noi rânduială și ne punem din nou pe șină. Și am mai avut acum la final de vară un concediu în care am zis, ok, nu mergem cu nimic, îmi iau aparat, avem un aparat de gătit, iau aparatul cu noi și duc alimentele de la Minunea și atunci eu o să am control. Și a fost fantastic, pentru că chiar dacă au fost seri în care am mâncat la câte o tavernă, la câte un restaurant, am putut alege și am ales produse proaspete și am găsit salate bogate și un pește proaspăt și a fost minunat și am zis, noi la All Inclusive nu o să ne mai ducem în veci, pentru că nu e o chestie sănătoasă. E comodă, într-adevăr, dar nu e, într-adevăr, cum zici, nu e sănătoasă. Pe de altă parte, uite, vin și îți spun că am petrecut și eu câteva zile în țară, aici tot un gen de All Inclusive dimineață, prânz, seara, cu o multitudine de mâncare. Dar atât de mare a fost ambiția și motivația, că vorbim și despre motivație, încât am mâncat extrem de puțin, cât să ajungă, nu am combinat, pentru că ajunsesem și eu, după ce am terminat emisiunile și ajunsesem în vară, să zic așa, prin iunie, iulie, zic, dom'le, cam multe kilograme la mine, cântarul nu prea îmi place ce spune, și am zis, dar nu se poate. Și am început. Și într-adevăr, acum nu știu în ce măsură se vedea televizor, dar mi-am dat aproape 8 kg. Felicitări. Mulțumesc. Dar eu zic că totuși e chestia de ambiție și de voință. Evident. Evident că foarte mult pleacă de la partea noastră emoțională. De aia atunci când suntem stresați, agitați, avem tendința să mâncăm mult, să mâncăm dulce, să mâncăm chestii care nu ne fac bine. Deci partea emoțională e extrem de importantă. Aseară când am făcut anunțul că o să fiu în emisiunea ta invitată și am întrebat ce subiect ați vrea să abordăm. Da, chiar o să... O doamnă a scris acolo partea de motivație. Exact. Da? Și mi-a atras foarte tare atenție și am zis pe bune, adică parcă aș avea atât de multe chestii să povestesc cu Cerasela, fix de motivație să povestesc. Dar e un subiect extrem de important și de delicat, pentru că e rădăcina unui stil de viață sănătos până la urmă. Pentru că noi trăim vremuri în care avem acces extrem de ușor la partea de informație, dar cu toate astea lumea e extrem de bolnavă. Da, nici trebuie să totdeauna spun și ce alegi din informația, care e informația corectă. Și acum dacă mă întorc puțin la acest concediu și la mâncărurile care se găsesc acolo, mulți poate să zică, dom'le, sunt în concediu acum, asta este, pot să-mi permit și eu. Problema e că atunci când te întorci, acele 2, 3, 5 kg câte le-ai fi pus, foarte greu le vei da jos. Și atunci începe așa un pic să, da, dom'le, asta este, mai punem unul, mai punem unul și este extrem de greu. Să mergi înapoi, să zic așa. N-ar fi asta o singură problemă, că hai, slăbești să arăți bine, dar foarte multe boli sunt cele care se instalează în urma unor greutăți sau unui surplus de greutate. Deci aici motivația, doamna, a zis-o bine. În primul rând pentru sănătate cred că trebuie să optăm. Așa, mai vreau din nou să
Apropo de lupul negru și lupul alb, ca lumea să înțeleagă, e tot un articol pe care tu l-ai scris, în care lupul alb ce zice la un moment dat? Hai să mâncăm salată, da, să fie bine. Și lupul negru, când a văzut multitudinea de mâncăruri, a zis, hai să mâncăm de dincolo. O, probabil dacă o căutați pe Anca Ienin, o să găsiți și blogul ei și o să citiți. Să faci ce face toată lumea, calea sigură spre boală. Să iar este un articol care mi-a plăcut și pe de altă parte spuneai la un moment dat de ce șahul seamănă cu sănătatea. Cum ai ajuns la această comparație? Șah și sănătate. Pentru că partea asta de sănătate e, adică ajungem să avem anumite dezechilibre care vin, ne vin, doar că le ignorăm și în momentul în care ne trezim cu dezechilibru instalat, parcă sunt mult, nu mai știm care sunt pașii, ce avem de făcut și cum să o gândim pe termen lung și nu stăm să ne oprim și să gândim efectiv ca sănătatea noastră ca un obiectiv pe termen lung. Luăm lucrurile, îmi e rău acum, am luat enzima să-mi treacă senzația de vomă, dar fără să stau să mă opresc și să analizez, stai un pic, dar senzația asta poate vine și la pachet cu o constipație sau cu o diaree, poate am un colon iritabil, poate ar trebui să-mi fac niște investigații, adică să stau în liniște, să mă uit spre mine și după aceea să-mi fac un plan și să analizez în liniște pașii următori care am de făcut. Aici putem vorbi de programele de sănătate pe care tu le-ai implementat. Ce cuprinde un program de sănătate? Adică dau un exemplu. Dacă e un început de diabet, mergem de la niște analize în detaliu făcute, mai mult decât analizele acestea care vin prin medicii de familie, pentru că sunt mult prea sumare și nu-mi dau seama de sănătatea în profunzime, adică mă interesează un proces inflamator în corp, dacă e instalat sau nu, și sunt anumite analize care poate să ne indice asta. Da, sunt cazuri în care e mult ai nevoie și de vitamina D și de un B12 și deci un complex. De analize și atunci după ce avem aceste analize cu problema reală cu care vine pacientul, schimbăm stilul de viață, schimbăm partea de alimentație cu meniu pe zile, pe ore. Dimineața mănâncea asta, la prânz asta, dar o chestie făcută pentru el, nu o chestie la alegere, pentru că personalizată. Da, îmi vin pacienți care îmi spun, păi zice Anca, dăm doar lista și eu mi-aleg. Nu e așa, adică pot să ți le dau, dar asta nu înseamnă că ai intrat în programul acesta. Da, și în acest program, pe lângă partea de alimentație pe care e destul de riguroasă, dar în același timp și adaptată stilului de viață al omului cu programul care îl are, cu nivelul de activitate fizică pe care îl are. Și realizez și o schemă de suplimente plecând de la acele analize și plecând de la o anamneză amănunțită, adică dacă are o insomnie, dacă e constipat. Începem cu cele mai profunde și după aia din strat în strat mergem mai departe și în programele acestea am evaluări dese cu ei, adică într-un program de o lună, de exemplu, mă văd cu pacientul de 3 ori a câte jumătate de oră, fizic sau online, și aceste evaluări ajută la partea de implementare a acestui stil, pentru că nu primesc meniul din prima, primesc meniul pe câte o săptămână, da, și atunci în funcție de ce procent au reușit să implementeze sau dificultățile pe care le-au întâmpinat sau anumite stări care le-au avut, se poate ajusta. Le ajustăm, le discutăm, explic, pentru că pot apărea tot felul de faze trecând de la o alimentație tradițională la o alimentație extrem de nutritivă și corpul poate reacționa și pacientul poate interpreta într-un mod negativ. Na, dar de aceea sunt acolo și dacă e cazul, am intervenit imediat și lucrurile pot intra într-o normalitate faină și cu niște rezultate foarte faine. Asta am vrut faine, să mă întreb, faine, adică în 2 luni, în 3 luni, reflux gastric, esofagian, unde pacientul era din urgență în urgență, nu mai știau ce să facă, deci era veșnic acolo. Și nu mai tolera pacienta respectivă aproape nimic, deci mânca pâine și un cartof și un orez și cam ăsta era meniu, deci se simțea extrem de slăbită. Și am luat lucrurile așa treptat, cu multe suplimente, că a fost nevoie de suport la început. Da. Și după aia, deja din a doua lună, lucrurile au intrat efectiv pe un făgaș normal. Acum, chiar în săptămâna asta, închei programul cu doamna asta de care am amintit. Și doamna e bine, adică nu a mai apelat la antiacide, numai că era, lua câte 7-8 antiacide pe noapte. Nu mai putea să doarmă, atâta de avansat era
degradarea asta la nivel digestiv. Pentru mulți e mai simplu să iei un medicament care probabil că elimină efectul nici de cum cauza, decât să cauți acolo în străfund și să găsești cauza care determină aceste simptome și aceste reacții. Dar să știi că, uite, eu am observat, încet, încet lumea începe să se îndrepte spre natură, spre tratamente naturiste, spre terapii complementare. Eu zic că nu e rău. Și cred că poate și faptul că noi în această seară avem această emisiune, poate determinăm și pe alții care ne privesc sau pe cei care ne privesc, dacă n-au făcut-o, să se îndrepte puțin, pentru că medicamentele sunt și ele bune la ceva, dar dacă nu-i cazul, n-ar trebui să le luăm. Sezonul rece, iarăși, pentru noi, că, uite, intrăm în toamnă și ce temperaturi discrepante am avut la un moment dat, este iarăși o perioadă din an în care foarte multă lume răcește și chiar acum am întâlnit foarte multe persoane răcite. Ne simțim și mai obosiți după vară, nu? Oarecum extenuați, organismul reacționează mai greu la frig, la virus. Cum stimulăm în sezonul rece imunitatea? Te-ai spus o chestie foarte faină, că după concedii intrăm deja obosiți. Așa e. Ceea ce e anormal, dacă stăm să ne gândim. Pentru că noi, în mod normal, în concediu, ar trebui să ne încărcăm. Nu, nu să venim din descărcați și subnutriți, pentru că am mâncat de toate și, între ghilimele, ne-am făcut de cap. Da, dar realitatea asta e, pentru că, odată, un factor extrem de important e concentrația de vitamina D cu care noi intrăm în toamnă. De aceea le recomand tuturor pacienților: faceți-vă analiza de vitamina D, mergeți la orice laborator, cereți o analiza de vitamina D din sânge. Hidroxi, vedeți, nu? Parcă așa îi spune, hidroxivitamina. Da, 25OH vitamina exact, D. Da. Și în funcție de ce valoare o are, să-și administreze un supliment pe o perioadă de 6-8 săptămâni, după aceea face pauză 10 zile, apoi reface analiza să vadă exact cât a asimilat. Da, e important, în funcție de valoarea care iasă la laborator, să-și administreze doza, pentru că o doză uzuală, care e de 1000 sau de 2000 de UI, cum sunt suplimentele, poate să fie insuficientă pentru cineva care e la modul real într-o carență și are nevoie poate de 6000, de 9000 de unități pe zi pe o perioadă determinată, ca automat organismul tău începe să își umple rezerva și imunitatea ta va sta diferit. E foarte importantă această vitamina D și tu zici că la un moment dat, domne, soare, vară, am luat vitamina D de acolo. Nu-i suficient? Nu-i suficient, pentru că noi, România e o țară, românii, noi suntem o nație de oameni care înțați în vitamina D. Adică eu n-am avut, cred că, niciun pacient căruia să-i dau analiza și care să vină cu ea în parametri. Și aici mai e o chestie de paranteză, să zic așa, și un detaliu foarte important. Intervalele de referință care apar la laboratoarele de analize, da, îți spun că ești în parametri normal dacă ai deja bifes 30. 30 ca și valoare e prea mică, da? Ca să avem constant în jur de 50 ar fi la modul real benefic, cât să avem o protecție atât pe parte de imunitate, cât și pe sistem osos, dar și pe sistem hormonal, pentru că interconectează multe sisteme din corpul nostru vitamina D. Vitamina D e recomandată și copiilor, pentru că tot ai pomenit de copiii tăi care au fost și au dat iama în mâncările de pe acolo. Sunt convinsă că sunt și alți copii care fac același lucru și la rândul lor vin și ei cu un surplus de kilograme. Pe de altă parte, sunt foarte mulți copii supraponderali în zilele noastre, pentru că știm fast food-urile și tot ce se mișcă în jur. Pot și ei să consume vitamina D? Vitamina D chiar e recomandată de la naștere. Na, spicături care se dau, doar că deja în momentul în care copilul e mai mare, adică vorbim deja de 2-3 ani, îi se poate recolta o analiză și se vede în funcție de cum stă, se administrează suplimente ori sub formă de picături, ori sub formă de comprimate masticabile, care sunt foarte ușor de acceptat de către ei. Și așa cum ai spus, partea asta de obezitate are, parcă prinde tot mai mare. Aici cred că ne-a trebuit două emisiuni teren, ca să putem să... Da. Carența și de fier cred că e o problemă care se pune destul de des și că aici vorbim și puțin de anemii. Intrarea în toamnă, în primăvară, știm că e un sezon în care anemiile iarăși fac puțin de cap. Cât de mult contează ca deficitul ăsta să fie reglat?
Partea asta de anemie e un tablou întreg și cuprinde mult mai multe. Depinde de ce anemie vorbim, dacă e implicată și o vitamina B12, dacă și folație e implicată, atunci strategia terapeutică e diferită. Dar dacă vorbim de o anemie mai simplă și cu o rezervă de fier nu foarte mică, da, lucrurile pot intra cu chestii din plante sau cu anumite sucuri într-o normalitate. Noi tot vorbim de suplimente. Acum, poate că lumea trebuie să înțeleagă care este rolul lor, am înțeles. Dar cum putem diferenția un supliment bun de unul mai puțin bun? Destul de dificil, mai ales că piața din România nu e reglementată pe partea de suplimente și din păcate sunt tot mai multe firme care intră agresiv prin tot felul de persoane care nu sunt din domeniu și atunci cumva depinde de fiecare, pe na, cine îl... Da, omul e dezorientat, iar ar vrea să un lucru de calitate, dar nu știe încotro să se îndrepte și atunci probabil că ia acel supliment care de multe ori s-ar putea să-i facă și rău. Să-i facă și rău sau să nu-l ajute și atunci rămâne cu impresia că acel produs naturist nu îl ajută sau produsele naturiste sunt fără efect, fără să-și pună întrebarea, păi dacă nu l-am ales pe cel potrivit, dacă nu am luat în concentrația potrivită, dacă n-am luat pe perioada care trebuia. Adică sunt multe chestii care contează ca acel supliment să-și facă la modul real efectul. Iar dacă vorbim de o afecțiune, nu putem rezolva cu un supliment acela. E posibil să avem nevoie de un ansamblu de supliment, dar mers pe parte direct pe analize, plecând de la acele analize, dat acele suplimente, nu doar după ureche. Suplimentele în exces, iarăși nu cred că sunt binevenite pentru organism. Depinde de ce exces vorbim, adică dacă e să vorbim de o vitamina C în exces, corpul are inteligența încât să elimine prin urină acea vitamina C. Dar în schimb, dacă vorbim de o vitamina D în exces, asta poate să creeze niște calculi renali. Deci sunt multe chestii de detaliu care sunt foarte importante pe partea asta de suplimente. Acesta e și motivul pentru care noi în farmaciile naturopate, minunea naturii, nu avem decât farmaciști și asistente de farmacie. Tocmai pe considerentul de a da sfaturi bazate pe niște studii și pe niște informații. Asta contează foarte mult, de unde vine sfatul respectiv. Știu că la un moment dat era o discuție între, probabil că mai există și astăzi, între medici și farmaciști, pentru că medicii recomandau un anumit medicament, ajungând omul la farmacie, i se spunea de către farmacist că poate să ia același medicament sub altă denumire, că ăla costă atâtă și ălaltul costă de 10 ori mai puțin. Și situații de genul ăsta se întâlnesc și astăzi. Evident că medicului nu-i convine pentru că el a prescris un tratament. Omul zice, ok, e mai ieftin, le iau pe ăsta. Ai întâlnit astfel de situații? Multe situații de acest gen. Doar că de multe ori acele medicamente pe care medicul de obicei le recomandă sunt medicamente pe care s-au făcut studiile clinice. Și atunci era cumva produs original. Asta era la modul general situația, doar că de multe ori ori nu se găseau în depozite, ori erau chestii din astea logistice și farmacia nu avea, doar că avea cu acea substanță activă doar cu o altă denumire. Ei, ca și efect, da, putea să fie în anumite cazuri diferit, dar vorbim la nivel de o chestie foarte fină. Dar dacă vorbim de afecțiuni grave și complicate, acea diferență e importantă și atunci... Da, lucrurile nu sunt tocmai în alb și negru. Deci sunt chestii de farmacistul finețe. Are, și sunt convinsă că are și el rolul lui. Vine omul cu rețeta, el nu e un fel de vânzător, nu? Că vine omul cu rețeta, asta presupune că în momentul în care vii de la medic cu o rețetă, da? Eu întinzi farmacistului, el merge, ți-a de pe raf și ți le dă. Deci aici vorbim de un vânzător și nu de un farmacist. Cu ce ajută farmacistul persoana care se află înaintea pultului? Ce sfaturi poate să-i dea? Că sunt mulți care vin. E firesc că trebuie să fie un farmacist cu clasă, da? Deci nu poți să te... Cum zici și tu, la tine toți sunt farmaciști avizați. În momentul în care intră cineva în magazinul vostru, farmacistul se ocupă și îi spune, nu? Și îi dă sfaturi.
pentru că eu am făcut cursuri cu aceste farmaciste ale noastre și le-am instruit, adică le-am luat cumva de la zero, plecând de la temelia care, cu care au venit din cadrul facultății, dar pe partea de prevenție nu există deloc capitolul ăsta și atunci mi-am dat seama că toată informația pe care noi am acumulat-o în acești 10 ani, am pus-o în, cumva în fața lor și am zis, hai să faci. Am făcut efectiv cazuri. Vine omul cu de vârsta asta, cu problemele astea, ce sfaturi dăm pe parte de stil de viață, ce sfaturi dăm pe parte de alimentație, dar și pe partea emoțională, pentru că toate îmbinate ajută organismul deci, să se echilibreze. Până la urmă, farmacistul face o anamneză a persoanei care intră și dorește să achiziționeze un produs. Dacă e un farmacist bun, da. Ar trebui mie toate mi s-a astea. Întâmplat, recunosc. La un moment dat și-a doua dat cabinet medical, stau în fața medicului, că tot mă întreabă și mă întreabă. Dar mă întrebase cu un scop, clar. Și n-a durat un minut ca să-l ia de pe raft să mi-l dea. Nu, chiar 20 de minute. Cu chestia asta, practic, majoritatea oamenilor s-au dezobișnuit. Parcă un pic deranjează dacă pui prea multe întrebări. Dar, eu ce-ți spun? Da, până la urmă, scopul e ca să ajungi la un remediu care e potrivit pentru tine. Pentru că piața extrem de largă, cu extrem de multe suplimente și atunci măcar cât de cât să găsești, te potrivești pentru pe persoana respectivă. Am ajuns la jumătatea emisiunii, dacă îți vine să crezi. Da. Din nou a trecut foarte repede, tot timpul spun așa când ne întâlnim și avem ce discuta, că parcă nu ne mai ajunge timpul. Așadar ne oprim, foarte scurt timp, revenim. Copiii talentați cu vârste cuprinse între 3 și 18 ani se reunesc la Casa Tineretului FIT de pe strada Arieș, numărul 19, intrarea principală, vineri 15 septembrie, între orele 15-19 și sâmbătă 16 septembrie, între orele 11 și 16, pentru preselecția emisiunii Copiii au talent. Evenimentul este organizat de Asociația Cube Concept, MCS Models, Agenția de Evenimente Lifestyle și Televiziunea Regională Cube TV. Sunt acceptați copiii talentați din toate colțurile țării. Am revenit, dragii mei, suntem la prima emisiune din acest sezon și mă bucur din suflet că ne sunteți alături. Continuăm seria emisiunilor, așa cum spuneam și la început. Sunt ani mulți în spate, emisiunile vor veni în continuare către dumneavoastră cu invitați care să ne ajute în acest sens. Vorbim despre prevenție, despre sănătate, despre boli, despre tratamente. Vom face și în continuare, așa cum v-am obișnuit. Astăzi, spuneam la începutul emisiunii, invitata mea este Anca Ienin, este farmacist naturopat și consultant în nutriție și sănătate holistică. Sunt termeni mai puțin accesați și cunoscuți de publicul larg, da? Adică farmacist naturopat, am definit, am văzut ce înseamnă, consultant în nutriție, ok, mai există, dar ce înseamnă sănătate holistică? Adică luați corpul ca un întreg, așa cum și suntem. Nu suntem doar corpul acesta fizic și pe bucăți. Suntem mai mult decât atât și de multe ori mi s-a demonstrat că partea asta emoțională are un factor extraordinar de mare în reglarea corpului din punct de vedere fizic. Și dacă o ignorăm, nu putem ajunge la vindecare. Așa e. Acum că mi-ai zis lucrul ăsta, ca să vezi ce înseamnă un șoc emoțional, sunt și cunosc numeroase cazuri a unor persoane care în urma unui șoc emoțional s-au trezit cu boli adevărate. Deci contează și sufletul, și mintea, și trupul, și emoțiile pe care le trăim. Și atunci ăsta este un întreg.
cu carcasa, exact, de fapt, care, exact, care ne învelește. Mai vreau să vorbesc cu tine despre o afecțiune care este tot mai des întâlnită toamna și vai de capul și amărâți sunt cei care au parte de așa. Aici vorbim despre alergiile, da? Alergia la ambrozie, în mod particular, e o problemă foarte mare. Medicina alopată, ca și tratament, oferă diverse antihistaminice, știm cu toții, corticosteroizi, acolo așa, decongestionale, precum și diverse medicamente. Ce face medicina naturistă? Sau ce recomandă farmacistul naturopat în acest sens? Uite, de 10 ani de când suntem în lumea asta, să zic așa, ne-am lovit și noi de alergia asta la ambrozie. Adică veneau pacienți, avem alergie la ambrozie. Ok, ce simptome? Începeam cu binecunoscuta anamneza. Ei, și am creat un pachet, pe asta e de vreo 9 ani pachetul ăsta creat, un pachet complex cu suplimente, pe, cumva, pe fiecare simptom pe care alergia îl dă de obicei la majoritatea pacienților. Și l-am tot testat pe mai mulți pacienți, pe mai mulți, și ne-am dat seama că are efect. Și pacienți care luau corticoterapie sau erau, da, efectiv de la an la an tot mai agasați de această ambrozie sau plecau în concediu fix când era ea în floare, a ajuns să aibă un impact foarte bun asupra lor pachetul acesta cu antialergice din plante, cu un detoxifiant hepatic ușor, cu un probiotic ușor, pentru că această alergie la ambrozie e o chestie de suprafață. Dar dacă noi vorbim de chestii mai în profunzime, atunci acolo putem vorbi de un dezechilibru la nivel de microbiom, de o încărcătură la nivel hepatic, și atunci, dacă pe astea două le avem, suntem mult mai predispuși de a face alergie la ambrozie atâta timp cât trăim într-un mediu unde există această ambrozie. Și există. Da. Din păcate. Spuneai tu la un moment dat, și asta iarăși vreau neapărat să discutăm, că până și oamenii de la sate nu mai au nici sănătatea, nici vitalitatea de altă dată. Și noi tocmai asta spuneam în diverse emisiuni, domnule, mâncau la clisă și la ceapă și la brânză, n-aveau nicio treabă, erau sănătoși. Când ai observat tu, de fapt, că s-a schimbat și acolo puțin lucrurile? Anul acesta am observat, pentru că anul acesta am avut un contact mult mai apropiat cu satul meu natal și veneau spre mine persoane care îmi spuneau, mă dor toate, am diabet, nu dorm noaptea, și nu o persoană, ci mai multe. Și mă simțeam neputincioasă, că nu puteam într-o discuție de 5 minute ce să le dau soluția, pentru că știam cum mănâncă. Deci în Ardeal se mănâncă extrem de mult, extrem de uns, extrem de rafinat. Deci extrem tot, de tot, bine, da, din punctul lor, de vedere, da, gustului. Și am stat și m-am gândit mult la alimentația care e în Ardeal și cum e și la bolile care sunt acolo, pentru că Ardealul e numărul 1 la nivel de România cu boli cardiovasculare, diabet și cancer. Și nu putem ignora, indiferent că am vrea să dăm vina pe genetică, nu putem ignora partea de stil de viață. Și țăranul de acum, odată, nu mai face mișcare pentru că nu mai pune la câmp, pentru că nu se mai merită. Deci da, asta auzeam în vecin, e mult mai simplu să meargă la magazinul alimentar unde găsește produse aduse din afară care cu de toate. Asta e un aspect. Al doilea aspect e că alimentația e preponderent bazată pe carbohidrați rafinați, adică pâini imense, albe, pufoase. Nu poți să mănânci nimic fără pâine, că așa e obiceiul. În fiecare sâmbătă e prăjitură plăcintă, da, în exces. Da, la ordinea zilei, că n-ai cum acolo. Așa, să, care, da, acea plăcintă ține o săptămână. Și atunci, de aici, toate astea făcute ani de ani de ani, ne trezim, copiii sunt supraponderali, copiii sunt obeși, că la 35 de ani are hipertensiune, că la 40 de ani s-a deglanjat și diabetul și că la 60 de ani are cancer. Deci, că pare dur, asta e realitatea. Dar spunea cineva că puterea unui om e și prin capacitatea de adevăr pe care o poate accepta. Și atunci, dacă vrem să acceptăm chestia asta, putem face la modul real ceva. Dacă nu, putem să ignorăm și să zicem, dar las că și bunica a trăit nu știu cât, că a mâncat de toate sau bunicul a fumat, fără să stăm să ne gândim că noi nu mai facem ce făceau ei.
Apropo de pâine, că ziceai acum, știi, pâine albă, mare, așa, scoasă din cuptor și mai unge așa cu un pic de untură din aia, mai pui și un pic de boia și gata, s-a rezolvat. Păi cum să nu mănânci așa ceva încă? Ai voie. Da, nu asta e problema, adică pâinea aia făcută în casă, într-un cuptor cu lemne, cu o untură de casă, dacă îți faci pofta asta odată la câteva luni, garanta nu faci diabet, nici hipertensiune, nici boli cardiovasculare. Ajungi să faci diabet, hipertensiune sau alte boli cardiovasculare de la produsele rafinate pe care le cumperi zi de zi de la supermarket. La tot colțul e câte o covrigărie, patiserie și ar trebui să stăm să ne gândim, bun, dacă astea sunt atât de multe prin oraș, cineva se duce și cumpără de la ele. Adică păi altfel nu ar trece, s-ar închide magazinul. Da. Nu? Deci nici oamenii de la sate nu mai sunt ce au fost. E acesta motivul pentru care tu te-ai decis să faci ceva pentru consătenii tăi? Sănătatea pe ulița mea, ce frumos sună, ce vrea să însemne? Așa cum îți spuneam, că anul acesta am intrat în contact mult mai mult cu consătenii mei, eu fiind plecată de aproape 20 de ani de acolo, și când mi-am dat seama de fapt cât de bolnavă e lumea, că diabet e aproape în fiecare casă și la cei tineri, am zis, ok, cineva trebuie să facă ceva. Chiar dacă am ajuns să am informațiile astea, oamenii n-au acces la informațiile mele. Cum aș putea totuși să fac chestia asta? M-a frământat vreo săptămână toată treaba asta și atunci am luat decizia și am zis, de acolo voi începe. Și de acolo voi începe. În 24 septembrie acolo va fi evenimentul la Căminul Cultural din sat. Nu am vrut în orașul din apropiere, am vrut acolo, chiar în satul natal, da? Unde se poate să vină și cel care nu are o mașină, și adică pentru ei în primul rând fac, unde îmi doresc să le spun chestii de bază, să se uite, să se gândească la uleiul pe care îl folosesc, le face mult mai mult rău decât untura de la porcul crescut de ei și multe detalii de acest gen. Cum au privit? Ei bănuiesc că știu, nu? Că evenimentul într-un sat, mai ales de la colțul ăla până la colțul ăla, deja în 5 minute știe toată lumea. Cum privesc consătenii tăi ceea ce vrei tu să faci? Cu mare bucurie, asta am simțit. Deși la început mă gândeam, poate cine știe cum o să se gândească, că oamenii la sat poate sunt mai reticenți, dar am fost plăcut surprinsă de bucuria cu care au primit și preotul din sat și doamna primar de acolo, cumva toată lumea a zis, punem tot, spunem, facem anunț să vină cât mai multă lume, fiind un eveniment gratuit și fiind un eveniment pentru oameni, cumva să vină și de departe, și din Oradea și din Beiuș, cât mai multă lume, și na, să vedem ce va fi până la urmă. O să ne vedem după eveniment, chiar o să te rog să faci o filmare pe care să o prezentăm, pentru că acesta poate fi doar începutul. Acum ai început cu locul tău natal, dar ăsta cred că ar prinde bine tuturor. Deci comunitatea se poate strânge, mai ales că pot învăța cum să mănânce sănătos, ce facem, cum prevenim anumite boli, mă gândesc. Acum tu zici de cei de la tine că poate nu au acces la aceste informații și te duci țintit. Și la noi, deși ți-am zis, au foarte mulți acces, nu știu cum să implementeze și cum să pună în practică ceea ce fac. Vrei să faci aici așa ceva? Noi te ajutăm. Noi tot vorbim de niște dezbateri, Corina și cu mine, că vom începe și o serie de dezbateri în care chiar ne dorim să aducem cât mai multă lume și cât mai mulți specialiști. Uite, tu vei fi unul dintre invitați, să ne strângem mai mulți din toate domeniile și să discutăm împreună cu pacienții, să vedem cum putem să scoatem lucruri frumoase și lucruri bune, să învățăm. Deschiderea mea este, pentru că de 10 ani fac partea asta de dăruire pe parte de sănătate și na, o să vedem ce va fi după evenimentul acesta. Și, adică îmi doresc să fie un eveniment, ăsta a fost și motivul din spate, de dăruire pentru ei. Apoi după aia cum se vor lega lucrurile. Trebuie să te și răsplătească, da. Din moment ce tu dăruiești, da. Trebuie să fii și răsplătită. Da. Și răsplata e măcar un om, dacă poți să îl schimbi sau să-i schimbi stilul de viață, deja ai câștigat. Da. Pomenei la un moment dat atât de diabet cât și despre bolile cardiovasculare. Am discutat și cu medici cardiologi. E foarte trist că boli cardiovasculare pe care le întâlneam la persoane trecute de anumite vârste, acum se regăsesc în
la persoane care sunt mult sub 40 de ani, sunt persoane tinere. Asta iarăși mi se pare, și incidența e foarte mare. Așa e, pentru că e alimentația bazată pe produse care întrețin o inflamație în corp. Și atunci dacă partea ta sensibilă e la nivel cardiovascular, acolo ți se declanșează cel mai rapid. Practic noi preluăm de la, pe parte de genetică, de la 3-4 generații din spate, dar dacă am ști în momentul în care ne naștem care sunt părțile sensibile cu care noi venim, ar fi minunat. Noi ne trezim că venim cu ele. Ei, doar că stilul nostru de viață activează sau inactivează acele gene care sunt declanșatoare de boli. Deci, dar, practic, te rog, ce mă intrigă extrem de tare e când ne ducem prin mall-uri și dacă te duci duminica, mesele toate sunt pline și n-am cum să nu stau să analizez, că asta am făcut și în concediu, chiar dacă fetița mea tot mai zice că mami, dar la ce te uiți? Pur și simplu analizez comportamentul oamenilor, că, pentru că prin acest comportament ajunge rapid să fie o boală sau nu. Și revenind la partea de mall-uri, când te uiți ce au în farfurii, îți dai seama de fapt că mâine sunt la urgențe sau că mâine toate spitalele sunt pline și ajung să dea vina pe ghinion sau pe Dumnezeu sau pe, fără să stea să se gândească, stai un pic, dar eu ce am mâncat sau ce mănânc zi de zi? Fără să se mai gândească și la aspectul de familie, că să te duci duminica să-ți iei prânzul în mall, din punctul meu de vedere, e o chestie de... Adică duminica e sfântă, să fie în familie, adică momentul ăla de a lua masa împreună e ceva la modul... Am luat masa în oraș. Da. Nu? Da. Da, deci așa de... sau și se denaturează, din păcate. Aici cred că ar trebui mult discutat și foarte greu că ajungi la sufletul celor care își petrec duminicile în mall, pentru că este mult mai simplu, mult mai comod, dar vorba ta, astea în timp se acumulează și va fi foarte greu să le repari. Uite, dintre întrebările pe care au venit, în momentul în care tu ai spus că vei fi invitata mea, îmi spune o doamnă aici, întreabă o doamnă, vrea să vorbești despre intoleranțe alimentare, alergii întârziate și administrarea de pre- și probiotice pentru copii, enzime de fapt. Ah, deci să fiecare dintre toate astea enumerate poate să fie câte un subiect de discuție, da? Câte jumătate de oră cel puțin. Deci intoleranțe. Uite, acum se vorbește foarte mult de intoleranța asta la gluten, care de multe ori poate să nu fie intoleranța. Că așa cum tot timpul apare și partea negativă sau ca să echilibreze atâta timp cât e o chestie pozitivă sau invers. Partea asta, că mă opresc un pic aici la partea cu glutenul, e și o modă, între ghilimele spus, pentru că așa cum ai spus și tu mai devreme, te duci în supermarket, vezi raftul cu produse fără gluten, dar multe dintre ele sunt mult mai nocive decât produsele de panificație care conțin gluten, pentru că au atât de mulți aditivi și conservanți încât n-au nimic la modul real hrănitor. Doar că nu au acel gluten. Ei, ce face practic acest gluten în corpul nostru și de ce a ajuns să se discute așa de mult de el? Practic grâul nu e grâul de altă dată, grâul pe care îl cultivau bunicii noștri sau străbunicii noștri. E un grâu care a fost modificat genetic și prin această modificare cantitatea de gluten a crescut mult. Și poate știi pizza când se face, da? În făina de pizza e o cantitate mult mai mare de gluten ca să facă să se întindă acel aluat. Ei, dacă noi mâncăm preponderent o alimentație care are mult gluten, pentru că îl mâncăm grâu acesta modificat genetic, da, automat la nivel intestinal noi ajungem să avem o sensibilitate ușoară. Și nu mai tolerezi, și în timp ajunge să fie la nivel de intoleranță, dar la nivel de intoleranță, spun, ușoară, pentru că tu poți să tolerezi, dar cu toate astea să declanșezi o boală autoimună, de exemplu, cum sunt tiroiditele, care pot avea ca și rădăcină partea de gluten. Pot, chiar dacă mulți spun că nu e. E, pentru că se pot în momentul în care elimini glutenul din alimentație, dar introduci o alimentație hrănitoare, da, atunci lucrurile pot intra treptat într-o parte pe partea asta de a se normaliza.
Asta era intoleranța la gluten și intoleranța la lactoză. Asta iarăși este o discuție. Depinde foarte, foarte mult, că astea sunt subiecte, de obicei și acela, cred că comentariul era de o mămică pus, da. Sunt probleme cu care mămicile se confruntă azi, pentru că ele în timpul sarcinii nu se alimentează corect sau sunt extrem de stresate sau lucrează într-un mediu toxic sau cu produse de curățenie toxic. Așa, mediul toxic și toate astea îi dezvoltă fătului un microbiom extrem de sensibil și copilul se naște și atunci dermatite și tot felul de chestii care se derivă din partea asta de inflamație, la mod general, că în spate e o inflamație care întreține toată chestia asta. Dar corpul se poate echilibra și corpul copilașului cu atât mai bine dacă mama știe ce să îi dea să mănânce, cum gestionează din punct de vedere emoțional ea chestia asta, că există o strânsă legătură până pe la 4 ani cu copilul. Și în plus ce suplimente îi administrează. Vorbeai de microbiom. Tot mai des se vorbește despre microbiom. Ce e microbiomul de fapt? E al doilea nostru creier, așa îmi place să-i spun, pentru că în relația pe care o am cu pacienții care suferă de ușoare anxietăți sau insomnii sau depresii sau o stare din asta de instabilitate din punct de vedere psihic, toți au partea asta de deranjamente la nivel digestiv. Adică flora noastră intestinală nu mai e cum ar trebui să fie, cu bacterii bune și cu bacterii mai puțin bune. E cumva dat totul peste cap și atunci automat și alte organe sau alte funcții sau alte primim alte simptome de la acest microbiom care ajunge să fie dereglat datorită stilului de viață. Deci uite ce poate să facă, o chestie foarte mică, da? Și cât rău poate face în organism. Stil de viață, alimentație, obiceiuri sănătoase, asta am vorbit, ce declanșează bolile autoimune. La modul general, e foarte importantă vitamina D, dacă vorbim de o persoană care are deja declanșat o boală autoimună, să-și facă o testare, dacă nu și-a făcut-o până acum, și să-și țină vitamina D de la 50 în sus, da? Și la partea de gluten. Că vorbim de o boală cron, că vorbim de o tiroidită, glutenul obligatoriu trebuie scos din alimentație, dar insist, înlocuit cu alimente hrănitoare și nu vorbim de alimente fără gluten din supermarket, exclus. Da. Problema legată de digestie, constipație, colon permeabil. Deci vezi, iarăși de aici plecăm, iarăși la partea digestivă. Da, foarte multă lume are probleme cu partea asta digestivă, adică că e colonul iritabil, adică când constipație, când diaree, că-s balonări frecvente, că constipație, adică în momentul în care eu le trimit pacienților un chestionar, celor care intră în programele astea de care povesteam mai devreme, și una dintre întrebări e cum e tranzitul intestinal, e normal sau, adică cel puțin unul pe zi. Că întrebările, ca să primesc răspunsul specific, e important să pun întrebările specifice, altfel primesc răspunsul din astea foarte generale, da. Și atunci mai necesită niște întrebări suplimentare și primesc răspunsuri de genul odată la 3-4 zile am o scaun. E anormal, pentru că noi mâncăm de minim 3 ori pe zi și dacă tu elimini odată la 3-4 zile, îți dai seama că acolo toxinele respective rămân și toate treptat se dereglează la nivel de tub digestiv. Câte scaune ar trebui să avem pe zi, practic, dacă mâncăm, să spunem, de 3 ori? Minim 1. Și la modul real, 3. Deci nu e mult 3, dacă... Nu e mult 3 și depinde și de ce cantitate vorbim. Adică dacă e o cantitate normală, mâncând normal, e extrem de sănătos. Asta înseamnă că ne-am hidratat, că am făcut mișcare, pentru că și hidratarea și mișcarea au un rol extrem de important în partea de constipație. Că și aici, că era întrebarea doamnei, e tendința multora să apeleze extrem de ușor la aceste produse naturiste pentru a rezolva constipația, dar nu sunt dispuse să facă o mișcare, să se hidrateze mai mult, să bea dimineața apă când se trezesc și să pună niște zeamă de lămâie, să mănânce o salată cu fibre, pentru că fibrele
rezolvă până la urmă la modul real partea asta de constipație. Adică nu există ca o constipație să nu se rezolve și să se transforme în ceva cronic. În ceva cronic se transformă obiceiurile proaste. Că vorbeai de apa cu lămâie, sunt candidata perfectă de 20 și ceva de ani, dar nu pentru slăbiță. Efectiv, mi-am făcut un obicei, încât în fiecare dimineață când mă trezesc, poate să fie și ora 3 dimineața, am așa 600 de mililitri, un pahar, o halbă din aia mare, care storc lămâie și o beau. Din două vorba înghițituri am văzut-o toată. E extraordinar. Dar nu plec nicăieri fără lămâi și fără storcător. Așa m-am obișnuit. Super. Și sunt ani și ani de zile. Vezi ce înseamnă totuși că și obiceiurile poți să ți le controlezi, poți să ți le aplici, poți să, știi, totul ține un pic de mental, ține un pic de voință și de motivație, exact cum spunea și doamna. De motivație, dar dacă mă duc un pic mai în un strat mai profund legat de partea asta de motivație, dacă nu există această motivație de a avea grijă de noi, de a avea grijă de partea de sănătate, înseamnă că acolo e un dezechilibru și atunci partea aia ar trebui lucrată cu un psiholog, cu un terapeut, cu un duhovnic, cu cineva, ca să vezi ce anume te face ca să nu sau te împiedică să acționezi în a avea mai multă grijă de tine, în a spune stop în momentul în care ești cu tentațiile da, în față. Da, trebuie cumva să și conștientizezi că ai o problemă și să o recunoști, pentru că atâta timp cât tu nu recunoști lucrul ăsta, nici nu cred că poți să mergi mai departe. Pe acesta este primul pas în vindecare. Conștientizarea. Conștientizarea faptului că e o problemă acolo. Și după aia, dacă am bifat pasul ăsta, după aia ne apucăm de treabă. Știi, e ca și la cei care consumăm alcool. Am avut drepte cu mulți, foarte mulți ani în urmă. Nici nu știu dacă mai există și dacă există din suflet, dacă cunoaște cineva, dacă mai există acea asociație a alcoolicilor anonim, tare mi-ar face plăcere să mai am o emisiune pe această temă. La fel, am întâlnit acolo persoană care, până în momentul în care nu au conștientizat ce li se întâmplă și de ce fac chestiile astea, nu au putut să meargă mai departe. Ori la câte ture de dezalcoolizare ar fi fost sau ar fi fost duși de către familie, nu au putut merge mai departe. Așa deci e. Deci contează foarte mult să conștientizezi tot. Exact cum e pe partea asta de alcool, e pe parte de tutun, e pe partea de mâncare proastă, să zic așa, e să conștientizezi că nu e în regulă ce faci și după aia poți să te apuci de treabă. Pentru că vorbeam de digestie, iarăși așa, cunosc deja poate prea multe cazuri de pacienți cu cancer de colon, cu ocluzii intestinale. Și atunci normal că îți pui întrebarea, bun, de unde? Că doar dacă bei apă, nu cred că poate să se întâmple o chestie de genul ăsta. Clar că e vorba de alimentație. Și o să tragem cât mai multe semnale de alarmă. Acum poate unul să stea în față cu, eu mai știu ce, friptură și o să berea și ne înjură și asta. Asta e. Dar știi ce e trist? Că în momentul în care omul conștientizează că e bolnav și realizează, poate că e prea târziu. Așa e. De aia partea de prevenție la nivel național ar fi extrem de important să se întâmple, pentru că lumea e tot mai bolnavă și medicii sunt cumva mult prea puțin comparativ cu numărul de bolnavi care tot apar și atunci nu mai e timp de dat sfaturi prea multe pe lângă de aici. Suntem o nație, adică un popor bolnav, într-adevăr. Dar iarăși mai e un lucru pe care eu iar nu-l văd cu ochii așa bun să zic. Îți dai seama de... Am fost într-o zi iarăși într-un loc și văzusem un copil mai țapăn așa, mai dolofan și mă uitam cu privirea oare unde sunt părinții. Au venit și părinții. De trei ori. Deci uite, obiceiurile alimentare din casă. Nu? Că pleacă de acolo și îți dai seama după copil cum arată, nici nu trebuie să vezi părinții, că aia îți spun, văzându-l da, așa mai bine, că e cred că o mingiucă din aia, știi? Așa îndesat și părinții la fel. Da, astea sunt cazuri de obicei care, unde nu poți să intervii, adică dacă vezi pe părinți ca și pe copil acolo, clar e, da, și chestii emoționale în spate și dacă, da, adică e
Lucrurile sunt extrem de complicate în cazul acestor familii, doar că se poate întâmpla ca la un moment dat mama să se trezească și să zică gata, stop, e important să facem ceva, sau să dea peste un medic sau un medic de familie, așa, care să le spună sau să-i certe, să le spună că își îndreaptă copilul spre o boală cronică în câțiva ani. Adică... Da, vezi, se vorbesc de obiceiurile alimentare, pentru că e un copil, ăla nu știe de mic, ce dai tu, aia mănâncă, nu? Și atunci automat lucrurile. Da, și copilul ce vede, că asta ce vede? Ce vede. Exemplu. Exact. Dacă tu ai în casă un sertar cu de toate, e clar copilul ăla, cât n-are raționalul dezvoltat, va vrea să meargă să ciugulească sau între mese va ciuguli în continuu și când tu îi pui peștele cu broccoli, nici nu o să se uite la ele. Are sens. Mie nu-mi place peștele, recunosc, deși e foarte bun, dar nu știu. Găsim altceva atunci. Da. Pește și fructe de mare și astea nu, deși sunt la mare modă, sunt foarte sănătoase, nu la mine. Să știi că am ajuns la final și mi-ar mai fi plăcut să discutăm, dar chiar te aștept cu drag după evenimentul pe care o să-l ai în 24 și te-am zis să vii și cu câteva filmări, da. Pentru că cred că vor fi faine așa, pentru că e lumea acolo, de la țară, lumea, poate vin și în costume naționale și în port, cred că ar fi frumos. Te aștept cu drag atunci și vedem, poate facem și la noi. Repetăm. Da, cu bucurie o să vin. Îți mulțumesc tare pentru emisiunea de azi. Îți mulțumesc și eu și în mod sigur vom mai discuta pe această temă. Vreau să le reamintesc celor care ne privesc că astăzi prima emisiune și invitata mea, farmacist naturopat Anca Ienin, consultant în nutriție și sănătate holistică. Am avut preț de o oră o discuție frumoasă, o discuție pe suflet cu Anca și sper un pic să ne mai schimbăm acum, dacă tot am intrat într-un nou sezon, haide să intrăm și într-un nou stil de viață, cred că ne-ar fi de bine tuturor. Vă mulțumesc, dragilor, pentru atenție, vă aștept cu drag săptămâna viitoare, vom fi din nou împreună la ora 19, miercuri. Până atunci însă, toate cele bune!